Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta pentru vărsători, pentru luna ianuarie 2019. Așa cum știți și sunteți obișnuiți, vă spun încă de la început că este o etalare generală care vi se poate potrivi sau nu. Așadar, v-aș ruga să luați doar ceea ce considerați util pentru dumneavoastră și vi se potrivește. Aici sus avem o mică etalare legată de serviciu, un mijloc de dragoste și aici impedimente sau, dacă există anumite obstacole, sfaturi, mesaje pentru dumneavoastră pentru luna ianuarie. Văd că în luna ianuarie o parte dintre vărsători, o bună parte dintre dumneavoastră, ați lăsat la serviciu garda jos, n-ați mai fost atenți în jurul dumneavoastră a ceea ce se întâmpla și există unele persoane care v-au manipulat. Văd aici în ianuarie că ați intrat probabil încă din decembrie sau mai devreme într-un conflict, manipulat fiind de încă două persoane, văd aici, cel puțin două persoane. Și din acest conflict ați uitat, v-ați protejat la început, însă ați uitat să vă protejați, ați uitat să răspundeți, să luați taurul de coarne și să răspundeți atacurilor. Parcă v-ați retras într-un colț, însă văd că la un moment dat, în fie la sfârșitul lui decembrie 2018, fie acum în ianuarie, parcă ați fost hotărât să plecați, să abandonați acest conflict, să nu mai faceți parte, da? Ori să vă dați demisia de tot din compania respectivă sau în orice caz să abandonați proiectul pe care dumneavoastră l-ați avut la inimă și care doreați să-l faceți, însă nu, vă văd că rămâneți acolo și totuși cărțile vă spun să fiți atenți la acei colegi care, acele colege, da? La anturajul dumneavoastră care vă pot manipula. În ceea ce privește în dragoste, ați intrat de ceva timp în conflict cu o anumită persoană. O anumită persoană care fie este din zodia berbec, leu, săgetător, văd o femeie, o femeie puternică, o femeie ambițioasă, o femeie plină de dragoste și generozitate, o femeie care se hrănește cu energia celor din jur, o femeie care are o intuiție extraordinară, da? Chiar prin științe oculte văd o persoană, o persoană extraordinară, o persoană blondă, cu ochii albaștri văd, care nu a avut în acest, ați intrat în conflictul acesta, dacă nu sunteți dumneavoastră, este partenerul sau partenera dumneavoastră și atunci s-a creat un conflict, însă ați decis să puneți capăt acelei relații, ați decis ca să plecați, ați decis că este timpul să nu vă mai bateți capul cu acea persoană pentru nimic. Pentru că există unele persoane care au mai multe posibilități, sunt puși în fața a mai multor posibilități și jonglează în viața lor cu acele opțiuni care li se oferă. Dar cărțile vă spun să nu jonglați, să vă hotărâți ceea ce vreți, da? Fie că este la serviciu, fie pe plan sentimental sau un proiect de afaceri, pentru că dumneavoastră, cineva vă oferă dragostea lui sau a ei, iar dumneavoastră nu o vedeți, pentru că nu mai aveți încredere în
fie în capacitatea persoanei respective de a oferi această dragoste, pentru că ați fost foarte dezamăgiți, v-ați simțit trădați, trădate. Există posibilitatea să fie și o a treia persoană implicată, însă, după cum știți, este o etalare generală și energiile sunt foarte multe și atunci eu spun ceea ce văd. În orice caz, sunteți hotărâți să plecați dacă este vorba de o relație amoroasă, să puneți capăt, pentru că nu erați pe aceeași lungime de undă și lângă dumneavoastră ar fi o persoană care ar dori să vă ajute, da? Și ca dumneavoastră să nu mai fiți singuri, da? O persoană văd aici din trecutul dumneavoastră, care ar vrea să se întoarcă și să vă ofere dragostea, dar nu vă veți decide, da? Asta spre sfârșitul lunii ianuarie. Însă, totuși, așteptați. Așteptați și sunteți un pic indecis. În orice caz, jonglați cu mai multe posibilități. S-ar putea ca persoana care revine din trecut să fie din zodia fie rac, scorpion sau pești, o persoană emotivă, o persoană creativă, dar care se află și ea într-un impas, eu știu, într-o schimbare foarte mare de umor, adică astăzi e fericită, mâine este foarte nervoasă, foarte tristă, agitat. Deci agitată, o persoană foarte creativă, însă agitată, agitată, o persoană matură, o persoană care poate să aibă părul șaten și fie ochii albaștri, fie căprui, da? Dar aceste lucruri vi se pot potrivi sau nu. Eu le spun pentru că le văd. Acum dumneavoastră știți ceea ce este mai bine. Energiile se întrepătrund, da? Cam atât pentru voi, dragii mei vărsători, pentru luna ianuarie 2019. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.